Bună seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Pentru început, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Directorul Serviciului de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu, Raul Chiriac, a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul privind reabilitarea sediului instituției. De două zile, oamenii legii încearcă să dea de urma unui șofer care a omorât un om, însă fără rezultat. Între timp, rudele victimei se pregătesc de înmormântare. Criza continuă la Pandurii și în afara ligii întâi, formația de fotbal gorjean a fost eliminată din Cupa României, fiind învinsă în faza sferturilor de finală de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0. Șeful Serviciului Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu, Raul Chiriac, a fost reținut cu puțin timp în urmă. El este acuzat de polițiștii de la Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj, cei care au și dispus măsura de abuz în serviciu în dosarul legat de lucrările efectuate la fațada Primăriei Târgu Jiu. În același dosar mai este cercetată și Ermina Pasăre, șefa de la Serviciul Autorizări din cadrul Primăriei. Aceasta nu s-a putut prezenta astăzi la audieri, fiind internată în Spitalul de Urgență din Târgu Jiu. Aveți vreo vină, domnul Chiriac? Pentru ce v-au luat? Nu știu, probabil că vor da comunicat. Care ar fi? Aveți vreo vină? Ușor. S-a făcut lucrări pe autorizație? Nu comunicat. Este adevărat că ați eliberat de vize pentru lucrări care nu s-au efectuat? Nu, este fapt. Și atunci? Reamintim că în același dosar au mai fost reținute trei persoane în luna septembrie. Mihaela Orzan, angajată în primărie, arhitectul Iulian Cămui și directorul adjunct de la Direcția de Cultură, Monica Vlădoianu. Aveți vreo vină? Pardon. Aveți vreo vină? Nu. Pentru ce v-au luat? V-au spus ceva? Nu s-a aflat. De ce v-a acuzat? Ați dat avize? Aveți vreo vină? Pardon. Pentru ce v-au luat? Nu, 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 nici eu. Ați dat avize ilegală? Dar ce nu s-a luat avize? Ce nu s-a luat avize? Lucrările de reabilitare a fațadei clădirii Primăriei Târgu Jiu sunt în continuare blocate. Asta în urma scandalului ce a scos la iveală mai multe nereguli. Atunci, un arhitect, o funcționară a primăriei și o consilieră de la Direcția de Cultură au ajuns în arest pentru favorizarea infractorului și abuz în serviciu. Firma constructoare care a fost contractată pentru renovarea sediului primăriei, Monument Istoric, nu a executat mai mult de 30% din lucrări din cauza lipsei de autorizații emise de Ministerul Culturii. O tânără dată dispărută în Gorj a fost găsită de poliția din Mehedinți. Aceasta obișnuia să plece de acasă, iar ultima dată a dispărut de la centrul de primire minori din Târgu Jiu. La două săptămâni de la data dispariției, minora în vârstă de 15 ani, care a plecat de la centrul de primiri minor Târgu Jiu, a fost găsită de oamenii legii în județul Mehedinți. Lucian Stroie, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, a declarat că minora a fost identificată și condusă la adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii din Drobeta, Turnul Severin, și predată unui asistent social. La data de 2 decembrie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta, Turnul Severin, au identificat-o pe minora Tufiș Valentina, de 15 ani, dată dispărută de reprezentanții centrului de primiri minori în regim de urgență Târgu Jiu, din data de 20 noiembrie 2014. Aceasta a fost condusă la adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii din Drobeta, Turnul Severin, fiind predată unui asistent social. Valentina Tufiș, din comuna Runcu, eleva a colegiului auto Traian Vuia, nu este la primul gest de acest fel. În urmă cu câteva luni, tânăra a plecat de acasă în mod voluntar, iar când a fost găsită, părinții au decis ca minora să fie instituționalizată, însă a reușit să fugă și din centrul de primiri minori din Târgu Jiu. Polițiștii din Gorj rămân în alertă după ce un șofer a accidentat mortal un bărbat și a fugit de la locul faptei. De două zile, poliția încearcă să dea de urma conducătorului auto, însă fără rezultat. Între timp, rudele victimei se pregătesc de înmormântare. Accidentul a avut loc în localitatea gorjeană Bărbătești. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, tocmai plecase împreună cu soția de la o vecină. Înaintea lui, cum mergeam eu de obicei, așa, cu ciumă de lumână în mână, încet, încet. Da, o 5-6 metri de el și fumam, am avut bum în spate. Eu m-am uitat la mașină, mi-am dat seama că nu mai era nimeni în spate, nu decât el în spatele meu. Și mi-am dat seama că pe el l-a lovit. Și când m-am dus, el era în mijlocul asfaltului. M-am întors, m-am mișcat de el, Dane, și mi-a zis, puiule, să fii cu minte. De s-a simțit. Și nu știu că ar fi spus. Atâle, eu nu știu ce s-a... Și mașina a plecat? A plecat la deal încoala și n-am mai văzut-o. Și-a dat seama că s-a întâmplat o nenorocire și s-a întors la locul în care se afla soțul său. L-ați
Nu l-a văzut, să iese la salvare. Să iese la salvare, că l-a ieșit afară. Dar ați auzit cine ar fi putut să facă lucrul ăsta, să vorbește pe acei prin sat? Nu știu nimic. Uite, poliția a fost poliția cu grămadația. După ce a fost lovită de mașină, bărbatul încă mai trăia, iar localnicii au cerut ajutorul. Vasi, hai cu mine, hai repede, că e Dan e căzut jos, nu știu ce se întâmplă. Și dă tu telefon la salvare. A dat băiatul meu telefon la salvare, a venit salvarea și mi-a zis Vasi, mami, nu te-i după nimeni, că eu l-am văzut, că e viu, l-a luat viu. Victima a fost transportată la spitalul din Târgu Cărbunești, însă a decedat la scurt timp. Polițiștii încearcă de atunci să dea de urma șoferului care a fugit de la fața accidentului și au organizat mai multe filtre pe drum. În lipsa autorului, localnicii își dau cu presupusul. Deja l-a găsit, da? E cineva prin Rogojina, nu știu, un Avram. Avram e? Avram, a? Făcut închisoare. Păi da, m-ai făcut închisoare. Avram e? Un băiat. A, păi la fața asta la Cârciumă. L-ai văzut? Păi da, dar l-am văzut la Cârciumă mare. Aseară? Da, da. Aseară. Aici, la noi? Nu, la noi acolo. La noi acolo, la Vierci m-am niște băieți. Oficial, însă șoferul nu este nici măcar identificat. O bătrână în vârstă de 88 de ani din Rovinari se află în stare gravă la spitalul de urgență din Târgu Jiu după ce a suferit un șoc hipotermic. Femeia prezintă degerături pe mâini și picioare, iar din cauza frigului a suferit și un infarct. În prezent se află în secția ATI. Bătrâna locuiește singură și se pare că a stat o noapte întreagă în frig după ce a căzut în curtea casei. În cursul zilei de ieri a fost adusă o bătrână în jur de 87 de ani din zona Rovinarilor. A fost găsită în curte, degerată, în șoc hipotermic. A fost internată în serviciu de medical, secția ATI. Peste noapte, pacienta a suferit un stop cardiorespirator care s-a resuscitat. Momentan este stabilă, de semne bune, deci este vital stabilă. A stat mult afară? Ce ați făcut? Nu avem date, dar probabil a stat mult, având în vedere că temperatura corpului la venire la serviciu de urgență era în jur de 33 de grade. Femeia nu a fost vizitată nici în spital de nimeni, iar medicii se tem de faptul că și după ce își va reveni, nu va avea cine să o îngrijească. CNADNR a stabilit aseară ca o firmă din Craiova să se ocupe de dezăpezirea drumurilor naționale din județul Gorj. Însă societatea va pune la dispoziție doar 11 încărcătoare de material antiderapant, iar intervenția pe drumuri se va face tot cu utilajele proprii ale secției de drumuri Gorj sau împrumutate de la vecini. Regionala de drumuri și poduri Craiova a reușit să obțină ieri primele utilaje necesare dezăpezirii drumurilor naționale din Gorj și este vorba despre 8 încărcătoare necesare pentru aprovizionarea cu material antiderapant. Până acum drumarii făceau încărcarea cu lopata, pierzând foarte mult timp la intervenție. Problema rămâne așadar rezolvată doar pe jumătate. Directorul secției de drumuri naționale Gorj, Ion Tudor, susține că în zilele următoare vor fi demarate și procedurile de licitație pentru utilajele de intervenție. Societatea din Craiova a fost desemnată de CNADNR prin procedura de selecție de oferte. Prima consecință a faptului că județul a rămas fără firmă de dezăpezire în plină iarnă a venit ieri. Zăpada a creat un adevărat haos pe DN67D între Baia de Aramă și Băile Herculane. Multiple avalanșe din munte au făcut ca pe o porțiune de aproximativ 47 de kilometri să nu se poată circula pe niciun sens. În unele locuri, carosabilul a fost blocat cu stânci și copacii rupți din rădăcină. Norocul a fost că în momentul în care au picat pe drum, nu circulau mașini. Poliția a dispus însă amendarea secției de drumuri naționale Gorj pentru faptul că nu a intervenit preventiv pe drum, astfel încât să nu se creeze acest blocaj. Vin banii pentru plata arieratelor. Primăriile din județul Gorj vor avea ocazia să își plătească datoriile până la sfârșitul anului. Guvernul a alocat suma de 150 de milioane de lei pentru mai multe primării care înregistrau datorii restante de peste 90 de zile. În ședința de guvern a fost aprobată plata arieratelor pentru unitățile administrativ-teritoriale înregistrate cu sume restante. Conducerea Consiliului Județean spune că banii sunt repartizați în urma rectificării bugetare. Aceste arierate sunt asigurate printr-o rectificare de buget în condițiile în care au fost evidențiate la Direcția Generală a Finanțelor Publice. Ele, aceste sume, automat au fost preluate în hotărârea de guvern și avem 15.913.000 lei, deci 15.913.54 pentru stingerea arieratelor și mai avem 2.556.35 lei, adică 2.556.000 lei RON,
pentru localitățile ce au avut împrumuturi. Către primăria din Târgu Jiu a fost alocată suma de aproximativ 13 miliarde de lei pentru plata arieratelor, dar și pentru finalizarea lucrărilor la hala din Piața Centrală, pe care speră să o dea în funcțiune în ianuarie-februarie. Primăria Târgu Jiu a solicitat suma de 15 miliarde de lei vechi pentru plata arieratelor. Dintre acestea am primit 13,7 miliarde de lei vechi. Sperăm să primim și restul de bani pentru a ne duce la îndeplinire cele propuse. Am primit bani pentru hala din Piața Centrală, care va fi funcțională în luna ianuarie sau februarie, să vedem. Și sperăm să mai primim bani pentru lucrări la câteva unități școlare. În momentul de față, foarte multe primării din Gorj se confruntă cu lipsa banilor, fie pentru finalizarea unor proiecte începute, fie pentru demararea altora noi. Gura păcătosului, adevăr grăiește această zicală, se aplică și în lumea politicii. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, este primul politician din tabăra democrat-liberalilor care a recunoscut că legea pensiilor a fost votată prin fraudă. Prezent în cadrul emisiunii Dezbaterea Zilei de la Gorj TV, acesta a admis că Robert Anastase, colega sa de partid, a fraudat legea pensiilor, dar a făcut-o pentru a salva România. Nu este astfel primul democrat liberal care a recunoscut în mod public faptul că legea a fost fraudată prin vot din 4 în 4. Mai bine vin, vă spuneam, cu Robert Anastase, care a făcut o lege așa, numărând din 4 în 4, care generează creșterea pensiilor în România an de an. Aia e legea despre care vorbim. Decât să vin, uite, vă dau un exemplu, cu doamna Ecaterina Andronescu. Democrat liberalul se grăbește totuși să vadă paiul din ochiul adversarilor politici. Dați-mi voie să vă spun că pot să-mi asum o greșeală pe care un coleg de-al meu o face sau chiar și un lucru făcut cu intenție, dar care generează un lucru bun până la urmă, și decât să îmi asum colegi de felul ăsta. Președintele Camerei Deputaților în guvernul Boc a demonstrat că regulamentele sunt literă moartă atunci când în joc este o lege a PDL. În septembrie 2010, Anastase a trecut legea pensiilor, deși la scrutin nu s-a format cvorum de ședință. În sală erau 100 de deputați, iar la numărătoare au ieșit 175. Cu toate acestea, Anastase a scăpat basma curată. Parchetul Instanței Supreme a dispus atunci neînceperea urmăririi penale față de aceasta, iar ce a urmat pentru pensionari se știe deja. Ne-am întors la știri. Zi liberă pentru mineri. Astăzi este sărbătorită Sfânta Varvara, despre care se știe că este ocrotitoarea minerilor din subteran. 4 decembrie a fost declarată zi de sărbătoare pentru minerii din cadrul complexului energetic Oltenia. În fiecare an, angajații de la mina Tehomir, bazinul Jilț, se adună în sediul unității pentru a participa la slujba religioasă în memoria celor care și-au pierdut viața în subteran. Ion Rușeț, liderul sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat că astăzi minerii au fost liberi. Că 4 decembrie este zi liberă plătită pentru lucrătorii companiei complexului energetic Oltenia, care își desfășoară activitatea în zona mineră. 4 decembrie este sărbătorită ocrotitoarea minerilor. De ani de zile în zona de subteran au loc manifestații, aducerea aminte pentru colegii care nu mai sunt printre noi, dar anul acesta cred că trebuie să privim și cu optimism moderat viitorul acestei activități. În mod normal, ziua minerilor se sărbătorea în luna august, însă ziua de 4 decembrie este sărbătorită Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor din subteran. Varvara s-a convertit la creștinism și din această cauză tatăl ei a dat ordin să fie condamnată, însă fata a reușit să fugă și în mod miraculos a fost ascunsă în interiorul unei stânci. Datorită rugilor Varvarei pentru toți cei care pomenesc patimile lui Isus și propriul ei martiriu, ea a fost considerată în evul mediu una din cei 14 sfinți ajutători. Zeci de mii de gorjeni care beneficiază de ajutoarele acordate de Uniunea Europeană vor primi aceste alimente la jumătatea lunii decembrie. Firma care a câștigat licitația a semnat contractul de furnizare a acestor produse, iar până la jumătatea lunii decembrie acestea urmează să fie repartizate. Beneficiarii alimentelor de la Uniunea Europeană vor avea ce pune pe masă în perioada sărbătorilor de iarnă. Ajutoarele se vor putea ridica pe baza unui cupon individual pe care fiecare din cei îndreptățiți l-au primit prin poștă. Firma, conform contractului și caietului de sarcini, are obligația ca în maxim 15 zile de la semnarea contractului, deci până cel mai târziu pe 17 decembrie, să furnizeze minim 20% din cantitatea prevăzută, urmând ca în următoarele 30 de zile să furnizeze în tranșe la câte 15 zile restul de 80% din cantitate,
Evident că în localitățile, în primăriile unde numărul beneficiarilor este mare, va fi furnizată, este mic, întreaga cantitate va, furnizată la un, va fi furnizată cu ocazia unui singur transport. Cupoanele care au fost repartizate către toți beneficiarii vor fi valabile până când vor intra în posesia acestor produse. Vor fi valabile aceste etichete, dar am siguranța, văzând cum se derulează programul și care este actuala organizare și modul în care sunt cuplate toate mecanismele, în cea mai mare parte a localităților aceste ajutoare vor fi primite și vor fi distribuite. Distribuitorii, cei care au câștigat această licitație, au obligația ca în cel mai scurt timp să informeze primăriile și instituția prefectului cu datele la care vor livra aceste produse. Pot beneficia de ajutoarele alimentare persoanele cu un venit scăzut, șomerii înregistrați, pensionarii sistemului public cu o pensie mai mică de 400 de lei pe lună, persoanele neinstituționalizate cu handicap grav și persoanele deportate sau refugiate. Bugetarii vor avea începând cu 2015 o nouă zi liberă, astfel 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor, se va alătura celorlalte 12 sărbători legale declarate libere pentru angajații de la stat. La Gorj, bucuria nu a fost foarte mare pentru angajații Consiliului Județean, care și-ar fi dorit în schimbul zilei libere mai mulți bani la salariu. Anul viitor, angajații de la stat vor avea prin lege 13 libere, însă dintre acestea 4 vor coincide cu zilele de weekend și drept urmare se vor bucura de doar 8 libere în timpul săptămânii. Vestea că în 2015 vor sta acasă o zi în plus nu i-a entuziasmat pe cei mai mulți dintre angajații de la stat. Bugetarii spun că ar fi preferat o indexare a salariilor, indexare care, spun ei, nu s-ar mai fi făcut de prin 2010. Bugetarii din administrația, mai ales administrația locală, cam 70-80% vor să ajungă sub salariul minim pe economie. Dacă se aprobă de la 1 ianuarie cu 975 de lei, iar de la 1 iunie cu 1025 de lei, mulți veniturile sunt sub salariul minim pe economie. Nu ne încălzește cu nimic ziua liberă, a trebuit ca cineva să pună măcar în aplicare legea 284 care a fost salarizării din 2010 și care au trecut 4 ani și nimeni nu vrea să o pună în aplicare. De aceeași părere este o altă angajată a Consiliului Județean Gorj, care consideră cadoul făcut de guvern mai mult o pierdere decât un câștig. Noi, bugetarii, având salariile așa cum sunt, nemajorate din anul 2010, o zi liberă pentru noi înseamnă o zi neplătită. Și suntem de acord, dar considerăm că este pentru noi o pierdere din salariu. De cealaltă parte, angajații din mediul privat sau cei care nu au un loc de muncă spun că este prea mult în condițiile în care cei mai mulți dintre angajații la patron au cel mult liber de Paști, Crăciun sau Revelion. Oamenii cred că parlamentarii și reprezentanții guvernului ar trebui să se preocupe de crearea de noi locuri de muncă și nu de acordarea de beneficii pentru o parte din cei care muncesc. E prea mult. E prea mult. În mediul privat, cam câte zile libere sunt pe an? Nu crezi că mai contează că e liber, să ai bani și servicii. Dacă nu e, mai ales în ziua de astăzi, e greu fără servicii. Ei ar vrea cât mai multe libere, este, nu știu dacă ar fi necesar. Dar încă un liber sunt deja destule, față de cum eram noi mai înainte pe timpul Ceaușescu. Sunt deja destule. Ar trebui să creeze locuri de muncă la oameni, dar nu prea. Nu prea creează locuri de muncă, da. Legea prevede că angajații care nu au liber de sărbătorile legale au drept compensare în următoarele 30 de zile sau beneficiază de un spor care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază. Cadrele didactice care au câștigat procesul împotriva statului își vor primi în sfârșit banii înapoi. Prin ordonanța de urgență care rectifică bugetul, Gorjul primește aproape 28 de milioane de lei pentru plata hotărârilor judecătorești. După ce în anul 2011 salariile le-au fost micșorate abuziv, aproximativ 4.000 de gorjeni angajați ai sistemului de învățământ au dat statul în judecată și au câștigat. Prin ordonanța de urgență care a ajuns la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, se stabilește bugetul alocat Gorjului pentru plata hotărârilor judecătorești. Toți cei care trebuiau să primească bani pentru aceste hotărâri pe anul 2014 îi vor primi până la data de 19 decembrie. Am primit aseară ordonanța de urgență a Guvernului României, prin care se rectifică bugetul de stat pe anul 2014, prin care județului Gorj au fost alocate 27.543.000
lei noi pentru plata hotelurilor judecătorești din anul 2015. După cum vedeți, primul ministru al României și guvernul României sunt foarte atenți și au grijă să se țină de cuvânt atunci când promit ceva. Suma totală câștigată în instanță de cadrele didactice din județul Gorj nu este cu mult mai mare decât rectificarea bugetară, care a fost alocată, aceasta acoperind peste 90% din datorii. Momentan, angajații inspectoratului școlar lucrează la stabilirea bilanțului de cheltuieli pentru a afla cu exactitate câte persoane își vor primi banii înapoi. Avem și banii pentru plata hotelului judecătorești, ultima tranșă din 2014, a patra tranșă, iar cred că lucrează colegii mei în aceste momente la fac calculele pentru a vedea dacă ne încadrăm în suma totală de bani pentru 2015. Oricum, undeva către 90-95% se va primi până în 19 decembrie din banii pe hotărâși de cătorești pe care trebuiau să-i primească dascăli în 2015. Inspectorul școlar general Ion Ișfan declară că există toți banii pentru salariile profesorilor și că începând de mâine se vor efectua plăți pentru luna noiembrie. Ministerul Educației Naționale a aprobat metodologia privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2015-2016. Aceasta reglementează condițiile de ocupare a posturilor vacante din învățământ. Totodată, conține și norme pentru organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului, dar și pentru angajarea sau eliberarea din funcție a acestuia. Pe baza acestui act normativ se vor ocupa posturile vacante complete sau incomplete din învățământul preuniversitar. Începând cu 26 ianuarie se vor stabili și normele vacante sau rezervate. Tot la această dată se pot depune și cererile de prelungire a activității în învățământ. Cererile depuse în acest sens vor fi analizate de consiliile de administrație și validate, doar dacă numărul de ore din unitate nu este afectat. Dacă se constată că cererile pentru prelungirea perioadei de pensionare sau pensionare anticipată a cadrelor didactice ce afectează catedra, decizia Consiliului de Administrație poate fi invalidată. Da, a apărut în această săptămână, a fost aprobată prin ordinul Ministrului Educației Naționale, practic începând cu luna ianuarie, după 5 ianuarie, va fi constituită Comisia Județeană de Mobilitate, care va trece la punerea în aplicare a prevederilor prezentei metodologii. În această perioadă, în unitățile de învățământ și în localitățile din județul Gorj, se lucrează la rețeaua școlară și la întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016, urmând ca după 26 ianuarie să trecem efectiv la punerea în aplicare a prezentei metodologii. Atunci vor fi stabiliți colegii care ies la pensie începând cu 1 septembrie 2015. Până la începutul unui nou an școlar, aproximativ 100 de profesori și învățători vor ieși la pensie în județul Gorj. În momentul de față există un deficit de cadre didactice. Aproximativ 40 de profesori sunt pensionari și lucrează în învățământ. Cele mai multe catedre descoperite sunt cele de fizică și chimie. Raportându-mă la statistica pe care o facem în fiecare an, în jur de 100-110 colegi ies la pensie în fiecare an. În ultimii 2-3 ani școlari, media a fost 110. Probabil că nici în anul următor nu vor face excepție. Eu mă aștept, datorită acordului semnat de guvern cu sindicatele, să fie puțin mai mare sau să fie mai mare numărul de colegi care vor dori să iasă la pensie. Dar pot să vă spun că și în ultimii 3 ani, probabil că și politica Inspectoratului Școlar Județean Gorj în anul școlar 2015-2016 va fi de a ține aproape de colegii care ies la pensie, de a profita de experiența domniilor lor și de a colabora în continuare, pentru că pot să vă spun că în momentul de față sunt în jur de 35-40 de colegi care lucrează, sunt pensionari și lucrează în învățământ, pe locurile care sunt descoperite. Până la sfârșitul lunii ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean așteaptă modificări la această metodologie pentru că există persoane din învățământ care doresc o pensionare anticipată.
Cărțile de muncă sunt de mult istorie, au trecut mai mult de 3 ani de când carnetele au fost desființate, toată vechimea salariaților fiind stocată în prezent în base de date electronice de ultimă generație. Asta nu înseamnă însă că respectivele cărți de muncă sunt bune de aruncat la gunoi. Peste 11.000 de gorjeni nu își pot dovedi vechimea în câmpul muncii. Cărțile lor de muncă zac și acum în sertarele ITM. În arhiva ITM Gorj se află aproximativ 11.300 de carnete de muncă nerevendicate. Acestea ar fi trebuit ridicate de către angajator și predate titularilor până la data de 30 iunie 2011. Persoanele care au activat în câmpul muncii până la data de 1 ianuarie 2011 trebuie să facă dovada prezentând aceste carnete de muncă. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Gorj sunt nepredate carnete de muncă pentru un număr de 11.346 de persoane și aceștia trebuiau să fie ridicate carnetele de muncă de titulari și angajatori până la data de 30.06.2011. Până la data de 1.01.2011, evidența muncii prestate se probează cu carnetul de muncă. După data de 1.01.2011, angajatorii eliberează adeverință persoanelor care desfășoară activitate, adeverință din care rezultă perioada desfășurată de angajat, meseria, funcția și salariile de care a beneficiat în perioada în care a desfășurat activitatea. În proporție de 98%, carnetele de muncă pe care le țineau angajatorii și în care aceștia făceau completări au fost certificate de către ITM și predate pe baza unui proces verbal titularilor. În ceea ce privește carnetele de muncă pe care le administrează Inspectoratul Teritorial de Muncă, situația este diferită. Atât angajatorii cât și titularii au întârziat să depună cereri pentru ridicarea acestora. O mare parte din carnetele de muncă, special cele care au fost, aici am avut două aspecte. Carnete de muncă ce se țineau și se gestionau de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și carnete de muncă care aveau aprobare de la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a fi ținute și completate de către angajatori, urmând ca certificarea perioadelor lucrate să facă de Inspectoratul Teritorial de Muncă. În proporție de 98% carnetele de muncă ale angajatorilor care au ținut și gestionat carnetele de muncă au fost certificate de instituția noastră și predate angajatorilor care pe bază de proces verbal trebuia să le dea titularilor. Carnetele de muncă existente la noi care le-am gestionat, le-am păstrat și oamenii noștri au făcut operațiune în aceste carnete de muncă, le-am certificat, toate sunt certificate. Nu s-au prezentat toți să le ridice aceste carnete care trebuia să le ridice de la noi. Nu le-au ridicat. Gorjenii au nevoie de aceste carnete pentru a-și dovedi vechimea în câmpul muncii, atât în caz de pensionare, cât și în caz de reangajare. Fără acestea, cetățenii nu pot dovedi cât au lucrat înainte de ianuarie 2011. Cărțile de muncă pot fi ridicate oricând de la ITM, de către titulari pe baza unei cereri. Mai este doar o zi până când Moș Nicolae le va lăsa cadouri în ghetuțe copiilor cu minți. Telefoanele de ultimă generație, urmate de dulciuri și jucării, sunt cele mai râvnite cadouri pe care le așteaptă prichindeii de la primul bătrânel care le va aduce daruri. Legenda lui Moș Nicolae spune că acesta îi ajută pe oamenii cu o situație financiară precară. În credința populară, Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sânt Nicoară. Se spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miază noapte, pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină. În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe, în adevăratul sens al cuvântului, iarna. În această zi, moșul își scutură barba sură și începe să ningă. Copiii nu știu prea multe despre aceste legende, știu doar că trebuie să își pregătească ghetuțele ca să primească daruri. Asta dacă au fost cuminți. Astăzi copiii au așteptări diverse de la moș. Copiii își doresc să primească jucării, haine, dulciuri sau pur și simplu sănătate. În primul rând note bune, sănătate și dulciuri. Cadouri, obișnuit. Aș vrea să-mi aducă un tir și niște bomboane. Copiii au pregătit și poezii pentru ca Moș Nicolae să fie darnic cu ei. Prin camera măturat, iar ghetele sunt curate. Și acum aștept nerăbdător, gândind la daruri minunate. De mult aștept această zi, iubite Nicolae Sfinte, și cred că îmi vei aduce în dar tot ce-mi doresc eu, drag părinte.
Alina Iriza, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, declară că a pregătit și pentru copii aflați în centrul de zi o mică bucurie de Moș Nicolae. Ca în fiecare an, cu ocazia Sfântului Nicolae, noi ne pregătim ca să le aducem copiilor noștri mici bucurii. Aceste mici bucurii constau într-o plasă cu diferite dulciuri, așa cum e tradiția că de Moș Nicolae să primească dulciuri în ghetuțe. În unele zone ale țării, în ziua de Sfântul Nicolae, oamenii aduc în casă crenguțe de pom fructiferi pe care le păstrează în apă lângă icoane ca să înflorească până de anul nou. Iar dacă aceste crenguțe vor înflori până când anul se sfârșește, anul care vine va fi unul foarte roditor și plin de satisfacții. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Comisarii de la OPC au demarat mai multe controle privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale și serviciilor auto cu identificarea pieselor auto contrafăcute. Au fost verificați 10 operatori economici, din care la 5 s-au găsit nereguli. În urma neregulilor găsite la cei 5 operatori economici au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, dintre care un avertisment și 4 amenzi în valoare de 5.000 de lei, acestea fiind date pentru lipsa afișării listelor de prețuri și tarife și pentru nerespectarea orarului de funcționare. Sărbătorile de iarnă bat la ușe, dar acest lucru nu înseamnă doar magia perioadei, bucurie și liniște. Pentru cei mai mulți dintre gorjeni, această perioadă aduce cu ea și o serie de cheltuieli destul de mari, masa de Crăciun sau cea de Revelion fiind de departe cele mai costisitoare. Pentru a fi sigur că sunt pregătiți pentru această perioadă, gorjenii fac economii cu câteva luni înainte. Cei care au copii sunt dispuși și nevoiți să cheltuiască mai mult, pentru că vor să le ofere celor mici sărbători de vis, aceștia trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Elevii claselor a 8-a, a 12-a și a 13-a au început deja pregătirea pentru cele două examene importante care îi așteaptă în această vară, evaluarea națională și bacalaureatul. Până atunci însă, primul hop pentru aceștia sunt simulările, pe care le vor susține înainte cu câteva luni de examene, cu scopul de a vedea nivelul de pregătire la care se află fiecare dintre ei. Anul viitor, prima probă din cadrul bacalaureatului va fi susținută în perioada 8-10 iunie și va fi proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală și limba română, în timp ce prima probă din cadrul evaluării naționale va fi susținută pe data de 22 iunie și va fi proba scrisă la limba și literatura română. După generic, urmărim informațiile din sport. Începem știrile din sport cu o informație de ultimă oră. Președintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, Mihai Prunariu, a reziliat contractul cu gruparea gorjeană pe cale amiabilă. Pentru interesul clubului am considerat că cel mai bine este să-mi reziliez contractul pe cale amiabilă, a declarat Mihai Prunariu, citat de cotidianul local Gorj Exclusiv. Vom reveni cu detalii în cadrul știrilor Gorj TV de mâine. Mergem mai departe, aflați la limita retrogradării. Pandurii Târgu Jiu au fost eliminați și din sferturile de finale ale Cupei României. Pandurii au pierdut cu 0-1 în fața Universității Cluj prin reușita din minutul 55 a lui Cepelini. La final de meci, Grigoras a declarat dezamăgit că a părăsit competiția, dar a fost mulțumit de atitudinea jucătorilor după umilința suferită în campionat în fața celor de la Iași. Petre Grigoraș spune că își propusese 3 obiective pe final de an: să se califice în semifinalele Cupei României, să câștige cu Rapid în campionat și cu Oțelul în Cupa Ligii. Nu mai este nimic de făcut, nu mai este nimic de spus. Tot ce trebuie să facem acum este să ne concentrăm pe meciul de sâmbătă, care este unul de răscruce pentru formația gorjeană, a spus la finalul meciului antrenorul gorjean. Trebuie să recunosc că după umilința pe care am suferit-o la Iași, unde pur și simplu am evoluat mai mult decât slab, astăzi a fost totuși o schimbare în bine, o atitudine bună a jucătorilor. V-am spus că ne-am creat, cred că, câteva situații foarte bune de a marca, dar n-am reușit. În rest, cuvintele sunt de prisos. O seară în care ne vom gândi la meciul de sâmbătă cu Rapid, care este crucial pentru noi. Am părăsit competiția, nu mai e nimic de făcut, nu mai e nimic de spus. Merge mai departe cât va fi ața. Grigoraș mai spune că este normal ca suporterii și acționarii echipei să fie supărați, dar tehnicianul are în continuare încredere că echipa se poate redresa. Dacă vor să facă un șoc la echipă sau o schimbare, este problema dânșilor. Dacă altădată mă gândeam la demisie sau eram demis, acum am mare încredere că nu este totul pierdut, iar echipa se va ridica din nou. Mult peste ce a arătat în acest tur de campionat, a spus Grigoraș.
E normal ca după o evoluție în acest sezon dezamăgitoare, cu rezultate neașteptate pentru cei care investesc, pentru Gorjeni, pentru publicul care s-a învățat în ultimii ani ca echipa să fie undeva în fruntea clasamentului, e normal să apară și astfel de lucruri. Antrenorii țin rezultatele și jocul. Atunci când se va considera că eu sunt principalul vinovat și vor să facă un șoc la echipă sau vor să facă o schimbare, este problema dânșilor. Știm când ne apucăm de antrenorat, știm care este posibilitatea de a sta până la finalul contractului pe care îl semnezi, să stai la această echipă. Poftim? Nu. Nu m-am gândit. Dacă altă dată poate am plecat de la echipă sau de la unele echipe înainte de a fi chiar demis. Pandurii joacă duminică cu Rapid București, iar pe 12 decembrie cu Oțelul Galați în Cupa Ligii. Meciul plin de nervi de pe municipal nu a rămas fără urmări. Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a anunțat sancționarea celor care au prins scandalul în pauza meciului. Maserul Pandurilor și antrenorul Moldovenilor au fost amendați. Eugen Cățelu a fost amendat cu peste 11.000 de lei. Eugen Cățelu, maserul Pandurii, a fost suspendat pentru un joc de Comisia de Disciplină a FRF, după incidentul din pauza meciului Pandurii FC Botoșani. În urma conflictului din prima repriză, atât Cățelu cât și antrenorul Moldovenilor, Leo Grozavu, au fost trimiși în tribune. Tehnicianul grupării FC Botoșani a primit o penalitate de 5.670 de lei și a fost suspendat pentru o etapă, în timp ce maserul de la Pandurii a primit o amendă în valoare de 11.340 de lei. Meciul a fost unul controversat și pe teren, nu doar între staful tehnic al gorjenilor și moldoveni. Pandurii au pus tunurile pe arbitri, iar moldovenii au arătat cu degetul spre organizarea celor de la Târgu Jiu. Cornel Schweitzer, președintele FC Botoșani, a declarat după meci că la Târgu Jiu a fost organizare de divizia C. Nu e normal să fie astfel de tensiuni în Liga 1, toată lumea dorește puncte, supraviețuirea în Liga 1, însă nu este o junglă. Noi la Botoșani ne organizăm foarte bine, sper ca pe viitor la Târgu Jiu să nu mai fie astfel de probleme, a declarat președintele FC Botoșani pentru cotidianul Monitorul de Botoșani. Schweitzer a depus și un memoriu la FRF în urma evenimentelor petrecute la Târgu Jiu. Tot în urma ședinței de ieri a FRF, trei fotbaliști au fost eliminați în etapa a 16-a. Alexandru Crețu, CSMS Iași, Cosimo Figliomeni, Gazmetan Media și Andrei Marc Ceahlăul au fost suspendați câte o etapă și amendați fiecare cu 740 de lei. Vremea rămâne rece, temperaturile exacte în rubrica Meteo. Pe finalul jurnalului vă invit să ne înveselim. Zicala se întoarce roata, este valabilă și în lumea animalelor. Iată de ce.
știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!